E o zonă care aduce cumva un oraș din România. Așa cum știți, vreau să, așa am și spus de altfel, vreau să-i văd cum lucrează, ce spun, cum se descurc aici, de ce au plecat. De mult timp în Anglia, muncind și nu mai ai timp de familia ta. Deci aici se muncește foarte mult. Nu mai ai timp de tine, nu mai ai timp de familia ta, nu mai ai timp de socializare. Erau puțin bani, trebuia să muncesc doar câteva ore pe... Dacă nu găseai. Nu, pentru că aveam doar un yellow card de student și aveam dreptul la doar 20 de ore de muncă pe săptămână. Nu te angaja nimeni și atunci trebuia să muncești zilier, când îi găseai la cineva sau la, după facultate sau noaptea. Sau. Era dificil. N-aș vrea să aibă probleme. Cei din țară știu ce se întâmplă atunci când poate spui lucruri care îi deranjează. Cei care lucrează în străinătate știu la fel de bine ca mine. Și cei care au lucrat, nu e ușor să fie afară. Cel mai greu. Cel mai greu este cu dorul. Dorul de-ai mei, de prieteni, de tot ce înseamnă acasă. Ai în țară bunici, părinți, prieteni în copilărie. Vă dați seama că atunci când îi vezi pe cei de aici cu familiile lor, dureros, foarte dureros. Nu e o situație în regulă. Să mă întorc în țară, ce se înseamnă în momentul ăsta? Schimbare, așteptăm schimbarea de unii părinți, o așteaptă de 30 de ani, noi așteptăm de 20, de 15, în funcție de ce vârstă avem. Sperăm într-o schimbare. Doresc enorm să mă întorc în țară, asta e cert. Am văzut mulți concetățeni care lucrează mult. E clar că vina este a noastră, a celor care la un moment dat avem o anumită putere. Oamenii vor să vină acasă, dar să vină noi cu o ofertă coerentă. Mulți n-au vrut să filmeze pentru că nu erau în cele mai bune condiții de muncă. Contează foarte mult aerul, căldura, prietenia, familia pe care o simt cu noua acolo și cred că e uneori chiar dureros.